Astăzi facem un unboxing. Unboxing plus review, scuze, că după atâta timp nici nu mai știu ce fac. Pe luni de așteptare din cauza ce se mai întâmplă prin China cu lipsa materialelor, blocarea logisticii, lieci, pandemie. A ajuns în sfârșit atât în România cât și la mine pe birou noul Ezotron X20 Pro. Și spun noul pentru că nu mi-aduc aminte să se fi făcut până acum o trotinetă ca asta cu aceleași componente electrice. Dar mai întâi să o scoatem din cutie, zic. Ia să vedem. Și avem din nou cutie în cutie. Se pare că Ezotron începe să insiste pe ambalaja asta premium. Am mai văzut asta, cred că, la câteva modele de la ei. Ceea ce e foarte bine, pentru că nu cred că îi place nimănui să-și ia o trotinetă nouă și să se apuce să repare la ea. Cartonul ăsta oricum e biodegradabil. Reciclăm capsele, iar înăuntru avem o trotinetă absolut impecabilă. Ce frumos ar fi să pot transmite prin YouTube și mirosul ăsta de fabrică din Shenzhen. Asta da ambalare. Băi, ce frumos e împachetată, pe bune. Ia uite, i-au făcut și fundiță. Avem și scăunel. Ia să facem o incizie aici. Și să extragem telecomanda. Tija pentru șa. Și cu încă ceva. Avem aici setul clasic de imbusuri. Opa. Și niște... A, asta este o nucă pentru șa, niște șuruburi. Cred că sunt de schimb, nu știu, vedem. Iar aici par să fie două încărcătoare și nu e prima dată când văd asta la o trotinetă Ezotron, parcă am mai fost și la 1500 Gold și mi se pare foarte tare. Două încărcătoare direct în cutie. Hop! Vă rămâi încolo. Ta-da! Placă de acrilic cu LED. Suntem în 2022 aproape. Nu ai placă de acrilic cu LED RGB? Nu există. 16 milioane de culori. Au cam exagerat, sincer. Nu stă nimeni să-mi urmărească 16 milioane de culori. Partea bună este că dacă setăm, de exemplu, pe auto, e acum și oprim trotineta, ăsta nu apăs pe nimic, deschid trotineta, a rămas salvată. Deci nu trebuie să stau să număr 16 milioane de culori pe telecomandă. Mai am roșu, verde, albastru, diverse moduri de luminițe, diverse viteze, diverse luminozități. Telecomanda e opțională. Îmi place că merge și fără ea. A, asta nu e tot. 16 milioane de culori în acrilic plus încă 3 pe fiecare parte. Pentru că de ce nu? Să fie luminițe. Aici avem două LED-uri cu 3 poziții din alea cu strobo, fază lungă, fază scurtă, două claxoane incorporate în ele. Doar că pe spate văd eu o problemă pentru că nu avem poziție. Avem lumină roșie când frânăm și avem lumină roșie când semnalizăm. Cea de pe semnalizare, blinkere,
cea de pe lumină roșie doar se aprinde. Partea bună este că funcționează simultan. Poți să frânezi și să semnalizezi în același timp, pentru că LED-urile astea nu se suprapun, asta e bine, dar totuși unde e poziția? Ah, sunt în acrilic, corect, pentru că placa asta e vizibilă 360 de grade. Ah, și pe față mai avem și două LED-uri aici, deci în total avem 4 ochiuri în față care să ne ajute să vedem drumul. Hai să montăm și șaua ca să avem imaginea completă. O șa foarte mișto, are o protecție de imitație de piele, cred. Iar ca să putem monta, trebuie mai întâi să dăm aceste benzi abrazive de pe margine jos pentru a avea acces la șuruburi. Cam atât e suficient, iar dacă tot facem asta, eu zic să ne uităm puțin și înăuntru. Acrilicul ăsta este sigilat cu mastic pe aici, cam peste tot, așa că nu o să-l desfac. Partea bună e că putem să vedem prin el. Avem o baterie imensă aici de 2016 W/oră, 67,2 V, 30 A/oră, așadar avem un sistem pe 60 V pe trotineta asta. Iar bateria ocupă o bună parte din șasiu, foarte puțin spațiu a mai rămas. Aici avem stickerul de umiditate, aici avem modulul pentru RGB-urile din acrilic, aici avem un step-down pentru RGB-urile din acrilic, iar aici avem două controlere de la JPEG, 60 V, 25 A fiecare. Ok, hai să continuăm cu instalarea scaunului. După ce am scos șuruburile, am dat benzile la o parte, putem instala acest suport pentru tijă. Iar mai departe o să avem nevoie de șuruburile din punga asta, șuruburile astea mari. Sunt exact 4 aici, unul pentru fiecare prindere. Tot în acea pungă găsim și aceste două piese care vin aici, unul așa și unul așa. Punem nuca pe tijă. Așa. Și instalăm șaua cu țeava asta în față, adică așa. Iar cu asta tocmai ne-am instalat singur o șa cu suspensie integrată care se poate și plia. Știți ce putere au motoarele astea? Au 1600 W fiecare, împreună au 3200. În peak power ajung la 3600. Eu vorbesc serios acum, nu vă jucați cu ea, e o trotinetă puternică. Ea e mică, o știți, mulți dintre voi o aveți. E compactă, da? E foarte mic, dar viteza maximă e undeva peste 70 km/h. Motoarele nu au senzor Hall, sunt agresive, sunt puternice. Te zboară imediat ca și cum te-ar teleporta. Așa că eu vă rog, că nu vreau să vă la știri, să faceți niște teste cu ea, să faceți niște, nu știu, plimbări scurte înainte să vă aventurați la ceva mai lung. Pe partea de frânare stă foarte bine, cu frâne full hidraulice de la NAT, discuri pe 160 mm, frânele electrice pe ambele manete, dar asta nu înseamnă că o putem opri în orice condiții. Trotineta a devenit acum mai grea, cu placă de acrilic și baterie pe 60 V. Și cu cât e mai greu vehiculul pe care îl conducem, cu atât îl oprim mai greu. Așa că e foarte bine cu discurile astea mari, e foarte bine cu frâne full hidraulice, dar nu înseamnă că nu trebuie să avem grijă. Nu știu greutatea exactă, dar sigur are peste 30 kg. Iar ca și suspensii, avem în ambele părți elastomer. După cum am mai spus, mie mi se pare cea mai bună variantă pentru o trotinetă electrică, acest elastomer, pentru că se uzează foarte greu și poate fi schimbat cu unul mai moale sau mai tare în funcție de preferință. Pe spate avem chiar și rulmenți, pe față avem doar elastomerul pe ax. Nu este unul dintre cele mai dure, după cum se vede. Dacă era dur, nu se mișca el când îl împingeam cu mâna. Așa că, foarte bine și la capitolul ăsta. Avem roți cu cameră, un diametru de 10 inci și 3 inci lățime, un profil de off-road. Jantele, ca de obicei, se desfac în două, se schimbă imediat camera. Acum, sistemul ăsta de pliere v-a creat probleme unora dintre voi, în mare parte din cauza clemei, care e cam dificil de strâns. Bine, eu cred că depinde și de stilul de mers, de cât de tare forțează ghidonul. Neavând această trotinetă, nu pot să dau un răspuns clar, dar problema a fost rezolvată în cazul vostru cu o clemă mai groasă sau cu înlocuirea coronițelor din bar de direcție cu rulmenți. În principiu, jocul aici apare din cauza acestui șurub foarte mic dinăuntru, care mereu se dereglează de la vibrații. Ar trebui adăugat puțin teflon pe el ca să stea mereu acolo la loc, sau Loctite sau ceva ca să stea mai fix. Deși văd că e spoit cu Loctite peste tot, dar totuși forța e mare. Iar la acest model văd că au adăugat pe partea opusă a acelui șurub un filet foarte gros, cred că e M8, fără șurub în el. N-am avut șurub niciunde, nici în cutie, dar avem un filet. Cred că este opțional pentru a fixa brida pe partea inferioară a sistemului de pliere. Deci îl putem considera un upgrade. Este un filet în plus.
Și dacă tot vorbim de upgrade-uri, aceste cabluri au fost prelungite toate, inclusiv cele de frână, cel de display, tot. Pentru a ne fi mai ușor nouă, dacă vrem să ne instalăm o pipă, un prelungitor, ceva, să mutăm ghidonul. Ah, și încă ceva. Îmi place piesa asta pe care au adăugat-o la cric aici. Nu se mai rupe ăsta de aici, vecii vecilor, amin. Ok, hai să vă spun câteva lucruri pe care probabil nu o să le citiți pe site. Bateria din această trotinetă este făcută din celule Panasonic, care au fost construite pentru Tesla. Pentru că Panasonic făcea bateriile pentru mașinile Tesla. Nu știu dacă în prezent mai face asta, probabil Tesla deja și-a deschis o fabrică pentru a-și fabrica singuri bateriile, dar celulele din această baterie sunt aceleași celule pe care le găsim într-un modul, într-o mașină Tesla. Și încă o chestie pentru cei care au frâne pe 140 de mm și vor să facă upgrade, pentru a adăuga aceste etriere NAT pe roțile de 10 inci, a fost nevoie să adauge două distanțiere pe fiecare roată pentru a depărta discul de roată. Dacă nu făceau acest lucru, cauciucul ar fi atins de aceste plăcuțe ventilate sau de etrier sau de cine știe unde și nu s-ar fi putut folosi. Deci dacă vreți să faceți un upgrade la trotineta pe care o aveți deja, trebuie să luați în calcul distanțiere de disc, suporți pentru etrieri mai lungi și, după cum se vede, 160 de mm este maximul până ajunge cu etrierul în această protecție de noroi. Deci dacă vreți să mergeți mai sus, dar nu e recomandat pentru roată de 10 inci, este destul. Dacă vreți să mergeți mai sus totuși și să atingeți cu discul de asfalt, trebuie să scoateți aripa. Hai să desfaceți și încărcătoarele astea, că era să uit de ele. Avem două încărcătoare de 2A fiecare. Recomandarea mea este să încărcați cu 2A dacă nu vă grăbiți niciunde, dacă nu faceți Glovo, pentru că majoritatea BMS-urilor au echilibrare pe încărcare. Asta înseamnă că celulele se echilibrează în timp ce trotineta se încarcă. Cu cât se încarcă mai repede, cu atât au mai puțin timp de echilibrare. Așa că să folosim două încărcătoare doar dacă ne grăbim undeva. Îmi place că mufele de pe ele sunt full plastic. Nu mai avem riscul ăla să facem un scurt cu capacul, cu filetul sau cu cine știe ce era pe aici. Plastic, plasticul nu face scurt. Și ambele au ventilatoare. Mânerul ăsta / suport de picior este din oțel. Și din ce am înțeles de la voi, vă este foarte, foarte util. Ștefan, de exemplu, stă cu piciorul numai pe el. Când accelerează, se ține cu piciorul drept în el. Singura lui plângere a fost că este cam dur. Deși nu știu cum este oțelul ăsta mai dur decât aluminiu plăci. Dar mă rog, placa de aluminiu e de data asta decupată diferit față de modelele anterioare, e puțin mai dreaptă, e foarte mișto oricum și ca dimensiune este perfectă pentru orice dimensiune de pantof. Asta înseamnă automat și pentru orice înălțime ar avea utilizatorul. Cred că de asta a și devenit așa populară trotineta asta în ultimii ani în România, pentru că e accesibilă oricărui utilizator. Ca și greutate, suportă până la 150 de kg și asta cred că din cauza cauciucurilor, pentru că șasiul cu siguranță suportă mai mult de atât. Iar ca și autonomie, nu mă întrebați. 60V, 28,8 A, celule Panasonic. Foarte mult, dar după cum știți deja că de mult timp avem trotinete și ne dăm cu ele, autonomia depinde de stilul nostru de mers, de viteză, de condițiile de afară, de greutate, etc. Așa că merge foarte mult. Pe scurt, merge foarte mult. Nu e ceva despre care să ne facem griji. Nu mai a ajuns bateria să nu mai fie ceva de, bă, trebuie să-mi iau și una suplimentară. Nu. Ajunge asta cum e. Testele le faceți voi în funcție de nevoile voastre. Avem, cred că, peste 20 de colegi pe grup care folosesc șasiul ăsta, din ce mi-aduc aminte. Alexandru, de exemplu, are două, face Glovo cu ele. Constantin o folosește pentru a ajunge cu ea la muncă, o folosește în locul mașinii. Ștefan o folosește în locul mașinii, autobuzului, metroului, submarinului în zilele astea de decembrie. Și înțeleg de ce. E un cadru bine închegat care, în primul rând, că nu se rupe cu noi, nu dă cu noi pe jos. Asta pentru mine este prima pe listă cum ar veni. Bă, trotineta aia se rupe cu mine? Nu. Ok, e bună. În al doilea rând că ne oferă foarte multe posibilități de upgrade. Bine, în cazul de față, bateria nu mai e nevoie să o upgradăm. Dar se poate, dacă vrem asta putem să o ținem și pe 72V, cadrul rezistă. Ideea e că mi se pare exagerat de mult, sincer. Eu merg pe 48V pe trotineta mea și e suficient. Deci se pot upgrada frâne, motoare, baterie, controlere, lumini, nici nu mai zic, poți să pun RGB-uri de-astea și pe ghidon. Și asta e foarte bine din punctul meu de vedere, care sunt un pasionat do it yourself. Îmi place să-mi bag mâna în chestiile pe care le cumpăr, că de-aia le cumpăr să fie ale mele și să pot să le repar, meșteresc, stric, ard, repar din nou și să le fac cum îmi place mie. Nu știu, mie așa mi se pare că mă împrietenesc cu vehiculul meu în cazul ăsta. Pe alu Constantin chiar am făcut-o și tubeless, deși și-am dat să desfacem două. Deci, totul este ca un mare puzzle. Nu uitați să vă abonați aici dacă vreți să vedeți următoarele review-uri, pentru că o să urmeze o serie întreagă. Asta e de-abia începutul. Eu sunt Dr. Dre, mă găsiți pe grupul care îmi poartă numele, Dr. Dre Electric Vehicles, și ne vedem în review-uri următor. Pa!